Un bărbat în vârstă de 58 de ani din Craiova a fost salvat de pompieri din apele râului Olt. Incidentul s-a produs în zona hidrocentralei din comuna Slătioara. Pescarul a fost stabilizat și apoi transportat de urgență la spital. Pescarul se afla pe o piatră la circa 20 de metri de mal, inconștient, alături de un alt bărbat, tot din Craiova, cei doi aflându-se la pescuit. Pentru salvare, pompierii au intervenit cu o auto specială, o barcă pneumatică cu motor și un echipaj smurd, fiind solicitată și o ambulanță cu medic de la serviciul de ambulanță. Cadrele medicale au executat resuscitare cardiopulmonară circa 30 de minute, iar bărbatul a răspuns manevrelor și a fost transportat cu semne vitale la UPU Slatina. Pompierii au acționat cu barca pneumatică, l-au preluat pe bărbatul aflat în dificultate și l-au dus la mal. Echipajul smurd a preluat pacientul în stop cardiorespirator și a început imediat manevrele de resuscitare, a declarat plutonierul major Alin Băsășteanu, purtător de cuvânt al ISUC. Bărbatul a fost transportat de urgență la spital, iar medicii spun că a fost stabilizat și va rămâne internat pentru o perioadă.